Numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Slăvit să fie Domnul. Deci, amin. Pentru o seară a mulțumirii și a dăruirii, suntem cam triști și cântăm cam încet. Cred că, chiar dacă în acest loc suntem mai puțini în seara aceasta, Dumnezeu a vorbit întotdeauna oamenilor. Chiar dacă ei erau puțini, chiar dacă nu se adunau număr mare, Dumnezeu acolo unde îi era chemat numele și unde era chemat El, El niciodată nu întârzia. Atunci când Dumnezeu este invitat într-un loc, chiar dacă acolo nu sunt mulți, Dumnezeu va veni în mijlocul lor. Pentru că El a promis că acolo unde vor fi doi sau trei adunați în numele Lui, și El va fi acolo. Slavă Domnului că în această seară suntem și mai mulți decât doi sau trei. Și se cuvine să-i dăm slavă lui Dumnezeu și mulțumire pentru tot ceea ce face El în viețile noastre. În această seară avem o temă a mulțumirii. Mulțumind și dăruind vei dobândi. Suntem la sfârșitul unui an, în ultima lună a unui an, și preîntâmpinăm o sărbătoare a mulțumirii, a dăruirii, sărbătoarea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. O sărbătoare plină de bucurie și de veselie, pentru că Cel preanalt se coboară în mijlocul oamenilor. Cel care este Dumnezeu se face om și vine în mijlocul nostru. Aș vrea să vedem în această seară ce este mulțumirea, ce este dăruirea și cum ajungem să dobândim și ce dobândim. Am căutat o definiție în Dex, o definiție a mulțumirii. Și aici scria a exprima prin cuvinte și nu numai recunoștința, a arăta cuiva gratitudine, a spune mulțumesc. Și un citat a unui înțelept: mulțumirea e bogăția săracului. Iată, a mulțumi înseamnă a fi recunoscător pentru ceva, cuiva. A fi recunoscător pentru ceva ceea ce ai primit. Biblia ne spune în Efeseni, capitolul 5, cu versetul 20: mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Mulțumiți totdeauna. Noi suntem chemați să mulțumim nu doar atunci când primim ceva bun, ci și atunci când încercările vin peste viața noastră și vedem aici că ni se spune să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu Tatăl. Pentru ce? Pentru toate lucrurile. În numele Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că prin El și pentru El și în El sunt toate lucrurile. Această mulțumire ar trebui să fie în viața unui creștin pe primul loc. Dumnezeu așteaptă de la noi mulțumire, pentru că El ne dăruie atâtea și atâtea bucurii și binecuvântări. Mi se mai spune în Evrei, capitolul 13, cu versetul 5: să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis: nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos: nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Iată ce promisiune mare ne face Dumnezeul nostru. Iată ce mărețe cuvinte ne spune El și noi suntem de atâtea ori atâta de deznădăjduiți, atâta de triști, în loc să-i aducem lui Dumnezeu lauda noastră și mulțumirea noastră. Un exemplu de om mulțumitor, cred că cel mai mulțumitor om care a existat vreodată pe pământul acesta,
care a putut să mulțumească ca și în bucurie și în suferință. Acest om a fost Iov. Și aș vrea să citim din Iov, capitolul 1, începând cu versetul 13. Într-o zi, pe când fiii și fiicele lui Iov mâncau și beau vin în casa fratelui lor cel întâi născut, a venit la Iov un sol care a zis: boii arau și măgărițele pășteau lângă ei și s-au aruncat niște sapeni asupra lor. I-au luat și au trecut pe slujitori prin ascuțișul sabiei. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis: focul lui Dumnezeu a căzut din cer și a aprins oile și pe slujitorii tăi și i-a ars de tot. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis: niște caldeni înșirați în trei cete s-au aruncat asupra cămilelor. Le-au luat și au trecut pe slujitori prin ascuțișul sabiei. Numai eu am scăpat ca să-ți dau de știre. Pe când vorbea el încă, a venit un altul și a zis: fiii tăi și fiicele tale mâncau și beau vin în casa fratelui lor întâi născut. Și deodată a venit un vânt mare de dincolo de pustiu și a izbit în cele patru colțuri ale casei. Casa s-a prăbușit peste tineri și au murit. Și am scăpat numai eu ca să-ți dau de știre. Vedem că asupra lui Iov vine o mare încercare. Și de patru ori au venit la el patru oameni care au scăpat din niște grozăvii doar ca să-i dea lui Iov de știre. Vedem că din aceste patru întâmplări a scăpat câte un om pentru ca Iov să primească o veste cutremurătoare. Și aceea că slujitorii lui, că animalele lui, că fiii din casa lui au murit. Și totul a fost pierdut. Haideți să vedem răspunsul pe care îl dă Iov. Atunci Iov s-a sculat și a sfârșiat mantaua și și-a tuns capul. Apoi, aruncându-se la pământ, s-a închinat și a zis: gol am ieșit din pântecele mamei mele și gol mă voi întoarce în sânul pământului. Domnul a dat și Domnul a luat. Binecuvântat fie numele Domnului. În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc și n-a vorbit nimic necuvincios împotriva lui Dumnezeu. Oare câți dintre cei care stăm astăzi aici am fi putut să facem acest lucru? Oare câți am fi putut să stăm înaintea lui Dumnezeu după aceste întâmplări și să îl lăudăm pe El, să-L binecuvântăm pe Dumnezeu pentru ceea ce ne-a dat și pentru ceea ce ne-a luat? Iată un om care a fost într-adevăr mulțumitor. Iată un om care a știut ce înseamnă să ai un Dumnezeu care atunci când îți dă, trebuie să-i mulțumești. Și la care chiar și atunci când El îți ia, tot așa trebuie să faci. Acest om a fost un om înțelept. Iov s-a dus înaintea lui Dumnezeu și i-a dat mulțumire chiar și atunci când a avut de pierdut. Aș vrea să citesc în continuare de la capitolul 2, tot de la Iov, de la versetul 3. Domnul a zis Satanei, după toate aceste întâmplări, Satan se înfățișează înaintea lui Dumnezeu. Domnul a zis Satanei: ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet. El se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. El se ține tare de neprihănirea lui. Și tu mă îndemni să-l pierd fără pricină. Și Satan a răspuns Domnului: piele pentru piele. Omul dă tot ce are pentru viața lui. Dar ia-ntinde-ți mâna și atinge-te de oasele și de carnea lui. Și sunt încredințat
că te va blestema în față. Domnul a zis satanei, iată, ți-l dau pe mână, numai cruța-i viața. Și satana a plecat dinaintea Domnului. Apoi a lovit pe Iov cu o bubărea, din talpa piciorului până în creștetul capului. Și Iov a luat un ciop să se scarpine și a șezut pe cenușă. Nevasta sa i-a zis, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta, bleastă-mă pe Dumnezeu și mor. Dar Iov a răspuns, vorbești ca o femeie nebună. Ce? Primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul? În toate acestea, Iov n-a păcătuit deloc cu buzele lui. Iată, chiar și atunci când viața era în primejdie și cei din casa lui s-au întors împotriva lui Dumnezeu, Iov a rămas neclintit în hotărârea lui și hotărârea lui era să îi mulțumească lui Dumnezeu pentru tot ceea ce îi dăruie. Mulțumirea noastră poate să fie exprimată prin rugăciune, prin vorba noastră, prin gesturile noastre și prin comportamentul nostru. Atunci când nu suntem mulțumitori, se vede chiar și în umblarea noastră și în comportamentul nostru că suntem niște oameni deznădăjduiți, niște oameni triști, care nu au mulțumirea pe buzele lor. Trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu cu mulțumire, ori de câte ori primim ceva din partea Lui. Și să fim conștienți că El nu va lăsa niciodată pe prea iubiții Lui să vadă putrezirea. El niciodată nu își va lăsa pe cei care îl iubesc pe El, nu îi va lăsa și întotdeauna îi va ocroti. Acum haideți să vedem ce este dăruirea. O definiție ne spune a da în dar ceva cuiva. A face cuiva un dar sau a cinsti pe cineva cu ceva. Un filozof din antichitate, Seneca, spunea, eu posed cu adevărat doar ceea ce am dăruit. Iată niște oameni care au înțeles că valoarea lucrurilor nu stă în posesia lor, ci în felul în care știm să le dăruim și altora. Și în felul în care știm să împărtășim bunurile noastre, bucuriile noastre cu cei din jurul nostru. Blaise Pascal spunea, plăcerea oamenilor cu adevărat mari e să facă oamenii fericiți. Oamenii cu adevărat mari, ne spune Blaise Pascal, este să facă oamenii fericiți. Biblia ne spune încă din Vechiul Testament și Scriptura ne vorbește despre darul. Încă din Vechiul Testament, din Levitic, oamenii au fost învățați să aducă înaintea lui Dumnezeu jertfe sub formă de daruri. Darul de mulțumire, darul de recunoștință, darul pentru vina pe care o aduceau înaintea Domnului. Darul pe care poporul trebuia să le aducă zi de zi înaintea lui Dumnezeu. De ce avem un Dumnezeu care cere de la oameni lucruri când toate sunt ale Lui? Dumnezeu are totul. De ce trebuie noi să aducem înaintea Lui mulțumire? De ce trebuie noi să îi dăruim și să dăruim altora? Pentru că Dumnezeu așteaptă din partea oamenilor recunoștință. Recunoștință pentru tot ceea ce ne dăruie, recunoștință pentru tot ceea ce avem în viața noastră. Dumnezeu a creat totul și a lăsat pe om să gestioneze totul de pe acest pământ. Dar atunci când noi nu știm să mulțumim și să dăruim din ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat, atunci lucrurile acestea nu își îndeplinesc scopul. Au fost mai multe tipuri de daruri, după cum am mai spus. Daruri de mulțumire, daruri pentru vină.
Acestea erau necesare pentru păstrarea unei legături strânse cu Dumnezeu. Pentru ca oamenii să îi mulțumească și Dumnezeu să le dea înapoi binecuvântarea. Pentru ca oamenii să fie iertați, pe de o altă parte, și Dumnezeu să le dea iertarea prin aceste jertfe. Dar există și daruri de bunăvoie. Și cel mai mare dar pe care l-a primit vreodată omenirea nu au fost nici banii, nu au fost nici înțelepciunea, nici cărțile, nici nimic din ceea ce putea fi și ceea ce credem noi că putea fi important pe acest pământ. Și cel mai mare dar pe care omenirea l-a primit a fost Domnul nostru Iisus Hristos. Dumnezeu Tatăl a trimis din ceruri pe Domnul Iisus Hristos pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ioan 3:16. Aceste daruri de bunăvoie trebuie aduse din proprie inițiativă și nu sunt obligatorii. Dar în momentul în care înțelegem care este rostul nostru și menirea noastră, aceea de a gestiona tot ceea ce ni s-a dăruit de la Dumnezeu, atunci vom înțelege că avem o oarecare obligație în libertate să dăm și altora din ceea ce avem noi. Cum vine această dăruire? Cum trebuie să fie această dăruire? Pentru că putem să și dăruim, dar fără să dobândim ceva. Și aș vrea să citesc de la 1 Corinteni, capitolul 13, începând cu versetul 1. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimbal zângănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și aș cunoaște toate tainele și toată știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să rup și munții, și n-aș avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Dragostea este întrerupătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pismuiește. Dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul și suferă totul. Dragostea nu va pieri niciodată. Vedem că atunci când facem, când dăruim, când mulțumim, dacă toate aceste lucruri nu le facem din dragoste, nu mai au nicio valoare înaintea lui Dumnezeu. Pentru că și Dumnezeu, când a trimis pe Fiul Lui, El a trimis nouă din dragoste. El a iubit atât de mult lumea încât a dat. Atunci când noi dăruim, dar nu dăruim din dragostea noastră și nu dăruim din iubirea noastră altora, atunci darurile noastre sunt în zadar. Dacă dăm un ban într-o parte și în alta doar ca să fie dat, atunci nu vom ajunge să dobândim. Maica Teresa spunea, nu contează cât dăruiești, ci cât de multă dragoste pui în ceea ce dăruiești. Avem un exemplu în Evanghelie, acea bătrânică, acea văduvă care s-a dus la templu și a dat din dragoste cei doi bănuți. Ea nu a avut o sumă mare de bani. Ea nu putea să dea, dar tot ce a avut a dat din dragostea ei și din tot ce avea ea. Și atunci când facem acest lucru, Dumnezeu ne va binecuvânta. Atunci când vom face aceste lucruri, vom ști într-adevăr cum să gestionăm tot ceea ce am primit și ceea ce a fost lăsat de la Dumnezeu pentru noi.
iubirea noastră trebuie să ne împingă înspre dăruire. Haideți să ne întrebăm în această seară, când am făcut ultima dată un dar din dragoste? Când am dăruit cuiva ceva iubind acea persoană și punând suflet în ceea ce am dăruit? Dobândirea va fi mântuirea noastră și moștenirea vieții veșnice. Și vor fi pe acest pământ multe binecuvântări și multe bucurii din partea lui Dumnezeu. Pentru că atunci când noi îl ascultăm, atunci când noi facem totul din dragoste și când noi împlinim cuvântul lui, atunci el ne va binecuvânta. Așa cum și Iov la sfârșit a dobândit, suntem siguri, viața veșnică. Pentru că chiar dacă atâția prieteni a avut în jurul lui care au venit și i-au spus că nu este bine ceea ce face, el a rămas neclintit. A rămas mulțumitor și a rămas încredințat că ceea ce primește de la Dumnezeu, pentru ceea ce primește de la Dumnezeu, trebuie să dea mulțumire. Să ne ajute Dumnezeu ca în această perioadă să fim mai mulțumitori. Să aducem lui Dumnezeu mai multă laudă, mai multă mulțumire pentru ceea ce ne dăruie. Și să știm să gestionăm tot ceea ce El ne lasă. Să împărtășim și cu cei din jurul nostru bucuriile noastre, chiar și lucrurile materiale și tot ceea ce Dumnezeu ne dăruie. Să dăruim și noi la rândul nostru. Amin.